Furturile de fier din fostul combinat chimic s-au mai rărit, dar nu au dispărut. O femeie a fost prinsă în timp ce încerca să iasă pe poarta societății cu o cantitate semnificativă de materiale feroase sustrase din această instituție. Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, când oamenii legii au fost solicitați de către angajații societății Nitroporos și anunțați cum că Făgărășanca de 30 de ani a pătruns în incinta societății Nitroporos și a sustras 4 foi de tablă cu o greutate de 10 kg și o lungime de 2 metri. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar autorul urmează să fie cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă să stea ani buni în spatele gratiilor.